tuturor problemelor care noi le avem de abordat astăzi, de maximă importanță pentru comuna Dragoș. Bună ziua, am spus și eu. Bine ați venit la ședința ordinară în decembrie, cu ședința pentru ultima lună anului. Suntem mulțumiți în comunitate cu articolul 39 al iar în vedea 25 administrației publice locale, în prezența unui număr de 13 consilieri din 15 aleși. Așa cum a spus domnul primar, doi consilieri lipsesc, motivat. Ne putem desfășura activitatea conform legii. Înainte de toate, v-a luat cunoștință că perioada cele 3 luni ale doamnei Ciocan, Monica Valentina, ca președintă ședință, a expirat și, în conformitate cu prevedere legea administrației publice locale, trebuie să alegeți președintele ședință pentru următoarele 3 luni. Înainte de a intra în ordinea de zi, o să vă rog să faceți propuneri pentru funcția de președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, decembrie, ianuarie, februarie. Faceți propuneri. Domnul Tătaru îl propune pe domnul. Vă rog. Nu, nu este corect. Propunerea mea este, sincer vă spun și îmi cer scuze că intervin, să propunem de la PSD sau de la... Domnul Pașcu, nu putem de la aceeași formație politică, nu? Eu zic să propunem domnul Diaconu, pentru că eu s-ar putea să nu fiu în zonă după sărbători și pe urmă aveți nevoie de mine. Eu vreau să propun pe domnul Pașcu. Dar oricum a venit rândul la fiecare, eu zic că n-are rost să... Mă propune doar că aici la sărbători, faceți o propunere să vedem ce a făcut. Domnul Diaconu, mă duc la copii, tot nu vine acasă și n-ar vă să vă mulțumesc. Supuneți la vot prima propunere. Da, supuneți la vot prima propunere și după aia. Ați să luăm așa la mână. Au fost mai multe propuneri. Domnul Tătaru propune pe domnul Vârla. Cine este pentru propunerea? Prima propunere, gata. Cine este pentru? Potează-mă de-o vota. Voi lasă-mă rază. Vă votați pe ăla. Mă bucur că această ședință de Consiliu Local pleacă de la o premisă atmosferă de bun simț și până urmă ori de colaborare pentru bunul mers al comunității. Da. Mulțumesc. Hai să dăm citire ordine de zi ca să mergem repede. Nu mai citesc cu legea, cu nimic, trec la proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni. Inițiatorul primar Marcea Vădărică. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017. Inițiator primar Mihalcea Vădărică. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Curavoi, inițiator primar Mihalcea Vădărică. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea stimulentului social acordat cu ocazia sărbătorii Crăciunului elevilor din unitățile școlare de pe raza Comunei Curavoi și persoanelor cu grad handicap grav, inițiator primar Mihalcea Vădărică. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Curavoi, județul Bacău, atestat prin hotărârea de guvern 1347/2001, anexa numărul 38, cu modificările și completările de numare HG302/2012. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local și stabilirea programului artistic desfășurat cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, inițiator primar Mihalcea Vădărică. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la serviciul public de canalizare, inițiator primar Mihalcea Vădărică. 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Curavoi, inițiator primar Mihalcea Vădărică. Punctul 9 DPS. Supun spre aprobare ordinea de zi în forma inițiată, că avem de suplimentat încă 4. Ca să suplimentăm din prima. Conform legii 215, în situații deosebite, după ce v-am transmis invitațiile scrise cu ordinea de zi, pentru probleme stringente ale comunei, mai putem suplimenta ordinea de zi cu votul majorității consilierilor prezenți. Mai avem 4 puncte pe ordinea de zi. Două am reușit să le atașez la material de ședință pentru că au venit imediat după ce am scris dispoziția de convocare a Consiliului Local.
E vorba de, de adresele din partea curții de conturi, Canada de conturi Bacău. Însușirea și luarea la cunoștință a raportului de follow-up pentru decizia 77 în 2013. Raportul de follow-up înseamnă modul cum s-a dus la devenire decizia numărul 77 pe 2013, la controlul din 2013. Iar cea de-a doua, cel de-al doilea punct, tot de la Curtea de Conturi, este luarea la cunoștință și însușirea deciziei numărul 62 din 2016. După ultimul control, cei de la Curtea de Conturi au emis un raport care trebuie adus la cunoștință Consiliul Local. Domnul primar o să vă dea toate detaliile, are la îndemână. Mai venim cu încă două punctări urgente. E vorba de introducerea în domeniul public al Comunii Guravâia, suprafeții de 1608 metri pătrați, teren curți, construcții într avilan, școala generală, clasele 1-8, satul Brava, Comuna Guravâia. Ați aprobat, la un moment dat, construirea un teren de sport în zona respectivă. Au ieșit la măsurătoare mai mult teren decât era pe inițial prevăzut. Și încă un punct de la DIS. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local în adunarea generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare. Deci acestea sunt punctele pe urmea de zi. Da, asta a fost o dată pentru 2017, probabil, nu? Că în 2000, pentru mine, am aprobat toată mandatarea. Noi, pentru 2017. Este pentru, în continuare, să Consiliul Local să aibă un reprezentant pentru ADIS. În 2000, n-a spus dumneavoastră mandatat? Pentru fiecare an, cei de la ADIS solicită un să supun aprobării ordinea de zi cu modificările pe care v-am cunoscut. Suplimentare, cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017. Din material pe care toată lumea are material. Am o mențiune simplă. Taxe și impozite locale nu s-au mărit. Suntem o comună săracă. Nu ne putem permite să mai înrobim cetățenii comuni. Nu-i populism. Nu este nimic, nici campanie electorală. Așa suntem noi la data de astăzi. Cel mai bun teren de la Guravâia este în patrimoniul Poneștiului. Toți cetățenii din comuna Guravâia plătesc dincolo de totuși impozit la Onești. Noi am rămas doar cu râpile și gropile. Așa se numeau cele două sate. Râpile și gropile. Mistreții destic revoltele și restul suntem ceea ce suntem. Nu ne putem permite să mai înrobim populația, nu e populism, o repet. Eu însumi sunt cetățean aceste comune și dumneavoastră sunteți tot la fel. Am menținut aceleași taxe și impozite. Rămâne la latitudinea noastră să votați pentru sau fără. Se aprobă impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2017, conform capitolul 1.9, care fac parte integrat din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1.01.2017. Articolul 3. Orice altă hotărâre cu prevederi contrare de amogă, cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri și beneficiază de rolul financiar contabilitate. Articolul 5. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectul județului Bacău, primarul Comunei Guravâia, biroul financiar contabilă și la cunoștință publică prin afișarea la panou de la fața primăriei. Pe site-ul primăriei. Și la site. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Guravâia. O să vă expun pe scurt, că ați văzut că are 68 de pagini anexa la hotărâre, adică în regulamentul de organizare și funcționare în speță. La ultimul control al Curții de Conturi am constatat faptul că regulamentul de organizare și funcționare nu a mai fost actualizat din 2012.
Între timp au mai apărut modificări, au mai plecat, au mai venit angajați, fiecare cu fișa postului cu atribuții separate, compartimente separate. Am considerat oportun și necesar toată să actualizăm pentru fiecare compartiment în parte atribuțiile prevăzute de lege, să știe fiecare unde se încadrează, ce are de făcut, iar în momentul unui control sau unei entități superioare, să știe fiecare care au fost atribuțiile și să răspundă fiecare pentru munca pe care o prestează. Ok. Pe lângă domnul secretar, am rugămintea să îmi exprim doar punctul de opinie, simplu, într-o singură frază. 4 ani am luptat să scăpăm de un secretar incompetent cu grave devieri comportamentale. Inclusiv Curtea de Conturi a menționat că nicio organigramă transmisă de fostul secretar nu este avizată de ANFP curent. Domnul Silviu Tinei cu domnul Panțăru, inclusiv cu aprobarea noastră, au adus la normalitate situația din primărie. Asta a dus la următorul, cum să vă mai spun eu, la următoarea nefuncționalitate în primărie. Funcționar din primărie nepromovat de 9 ani, pe aceeași treaptă, aceeași categorie. Când el, din 33 ani, excepțional la 2 ani, avea voie să promova. Asta a dus la disfuncționalități totale, la chiar contradicții între persoanele din primărie încadrate pe aceeași funcție, cu aceeași pregătire profesională. Aducem la normalitate pentru prima dată, datorită faptului că a plecat acest secretar, pentru prima dată, după atâția ani, aducem la normalitate o primărie, că așa trebuie să fie. De aceea vă rog să votați corect, principial, fiindcă noi chiar am făcut pași importanți pentru că această primărie și toți salariații să fie plătiți conform pregătirii, conform vechimii, la treapta și categoria la care dâns și merită. Atât. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Domnul Călin. Mai zice? Nu. Dar să mai gândești. Nu, să poți să mai gândești. Deci, domnul secretar era învățat înainte. Referitor la aceea, domnul secretar, de acord. Problema apare asta. Cine îi face evaluarea personalului? Și dacă noi încă nu avem o bază legală a salarizării municii, a funcționarului public, cum îl promovez? O să ne trebuie după aceea că dăm bani din buzunar. Sunt de acord cu dumneavoastră și nu am nimic împotrivă. Trebuie să existe o grilă de salarizare. Îl promovez. Sunt de acord cu dumneavoastră. Domnul Călin, există grilă de salarizare? O secundă și după aia vă spun. Nu am aici și neavând. Nu vorbim de promovare. Pur și simplu atribuții și atât. Păi domnul primar a zis că e vorba de promovare, n-a fost promovată în ultimii 2 ani. Așa spune. Sau 9 ani. Sau 9 ani. Deci, dumneavoastră, așa v-ați exprimat, e vorba de promovare, nu de de poziționare pe grilă, sau mai bine zis, pe funcție. E cu totul altceva, fișa postului. Deci una e fișa postului, alta e salarizarea. Deci nu le încurcăm. Dar cine le fișa postului? Dumneavoastră. Deci nu. După discuția dumneavoastră pe care a spus, eu așa am înțeles. Îmi cer scuze dacă n-am înțeles bine. O dată, fișa postul este... Deci n-a fost promovat un om de 9 ani. N-a fost. Nu discut motivele. O secundă. Deci nu spun că nu trebuie promovat. Sau de cine a fost promovat? Problema este care este cadrul juridic în care se putem să-l promovăm. Una este caietul de sarcini, ăsta, atribuțiunile pe cadrul juridic, există sarcini de serviciu și asta este promovare. Poți să promovezi. Aprobare de la ANFP, cu mențiunea următoare. Asta în zi. Vreau să vă informez de următorul lucru. Am întâlnit următoarea conjunctură sau următoarea situație. Un salariat pleacă de pe un de contractual și ajunge funcționar public de la 7 milioane la 16. Funcționar public revine în primărie de la 16 milioane, vine la 7. Doamna Popa. Da? Merg la ANFP, primesc aviz, vine Curtea de Conturi și impută salariul acestui om din diferite motive. A câștigat în instanță, totul este normal.
Din neglijență înțelegi la secretar. Ați înțeles, da? Sunt disfuncționalități datorită labilității acelui secretar, căruia eu și atunci și astăzi vă spun, trebuia de mult dat afară. Și cu asta am încheiat. Legislația este corectă, avizul ANFP-ului este pe fiecare funcție, s-a stabilit. Cine a plecat, cine a venit, fiecare om va fi încadrat cu un fond pregătire, pe treaptă. Deci pe categorii și treaptă. Conform legii în vigoare, conform legii în vigoare. Da, am înțeles. Da, e bine. Am înțeles. Ca mențiune, vă spun doar atât, eram salariat la întreprinderea unui eu lucram și știam doar că am categoria 2 cu 2 și aveam școală profesională. Când am făcut liceu, puteam să promovez până la 7 cu 2. Dar nu era obligatoriu. Nu era obligatoriu, deam concurs. La fel și în al doilea primărie. Același lucru se stabilește astăzi prin niște criterii de selecție, de performanță și de normalitate. Vă mulțumesc mult! Aș vrea să vă duceați. Proiectul de hotărâre de astăzi nu are nicio legătură cu trebuie salarizare din catrașul. Alea vin după. Regulament, organizare și funcționare a aparatului specializat. Fiecare compartiment cu ceea ce are el de făcut. Organigrama. Da, responsabilitatea pe care o are. Planul de ocupare al funcțiilor publice o să-l aprobați într-o ședință ulterioară separată, după ce intră în transmisie la ANFP, proiectul de hotărâre care l-am înaintat cu avizul și semnătura președintelui ANFP. Abia după aia am discutat de aprobarea asta de funcții și organigrama. Momentan sunt doar atribuții de fiecare compartiment în parte actualizate la zi. Deci ce au urmărit? Exact. Nu din salarii, da. De asta am putut să lămurim. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Supun la vot. Supun la vot hotărârea. Că să mai promovăm. Articolul 1 se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate. Articolul 2. Articolul 4. Supun la vot hotărârea în forma prezentată. 14 puncte. O mențiune trecută acolo. Când sunt de categorie, să vină cu o culpă din porc, una din vițelul. Da, da, așa era înainte. Vezi că te registrează televiziunea asta, trebuie să ai probleme după aceea. Nici o problemă, nu avem nicio problemă. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea stimulentului social acordat cu ocazia sărbătoririi Crăciunului elevilor din unitățile școlare pe raza comunei Cura Făi și persoanelor cu handicap grav, inițiator primar Mihal Cevaleric. Dar poate mai aveți și un co-inițiator, domn primar, numai dumneavoastră, chiar cu toate. Chiar v-aș ruga, chiar vă rog din toată inima, chiar vă rog din toată inima să urmăriți, să urmăriți seamul ăsta. Am spus așa, mulțumesc Consiliul Local, care a înțeles că noi suntem așa bine, ne crede și amărâne, la care copiii sunt defavorizat. Și am spus, mulțumesc Consiliul Local pentru gestul de a-mi aproba acest proiect. Nu eu, că fac eu. N-aș vrea să vă chem pe dumneavoastră la primărie, să pierdeți timp, să faceți hârtii. Am aparat de specialitate, am oameni pregătiți în primărie care fac aceste hârtii. Doar vin în Consiliul Local și spun doar așa, că un copil necăzit, sau mai bogată, a cărui părinți sunt în sănătate. Se bucură la fel când primește o ciocolată sau o banană sau o portocală. Și vă spun sincer, am luat cu mine și pe doamna Enache și pe câți am fost acolo și chiar m-am bucurat, mi-au dat lacrimile când am intrat într-o sală de clasă și copiii m-au aplaudat. V-am invitat și pe dumneavoastră să participați alături de mine. Chiar au aplaudat copiii când au văzut că ne-am dus cu să curețe făcute cu plic, așa, cu pungi, pincel gros, au venit pe pachete, toți copiii la fel, toți copiii din toate sălile de clasă și am ținut cont, am rugat și a făcut notificare scrisă directorului de școală, să ne dea și copiii chiar care au părăsit școală. Persoană cu grad de handicap. Este inuman ca noi, Consiliul Local. Sunt sume minore, noi n-am făcut zile comune. Nu ne-am spart în figuri cheltuind bani aiurea. Dar un gest dintre ăsta o dată pe an, chiar consider că se merită și ceilalți, Consiliul anterior, au
recomand, din acest secret, că împreună cu dumneavoastră nu putem spune o acțiune de acest zi. Nu ducem banii aiurea, nu le punem de stat. Vă mulțumesc mult! Înscriere la cuvânt? Până am văzut aici suma? 15. 14.600. 15.600. Până în 15.000. Deci am avut anul trecut. Suma am aprobat un... Suma totală. Rectificare anterioară. Cum am avut în anul trecut. 1460. Sub 15.000 de lei, pachete venite, am fost 10 oameni care le-am împărțit. Cu arte denumirea de stimulent social. Multe de conturi nu acceptă ideea cadoului. Nu. Da, este un stimulent social și așa este. Nu, n-am negat. Deci, ca, dacă vă întrebați să am stimulent social, poate de contul nu acceptă. Da, e stimulent social. Gratuități. În vedere juridic, cred că e corect stimulent social. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Da, nu? Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma redactată. Unanimitate, mulțumim. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniul public și al Comunei Burabrești de Subacău, atestat prin HCO 1346/2001, anexa 38, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărârea de Guvern 302/2012. Domnul contabil, știți, simplu, dar vă pot spune în trei fraze. Da, nu mai dăm deci avem în derulare un proiect de modernizare drumuri locale și comunale. Proiectul este deja gata, suntem la faza de implementare a proiectului și trebuie să respectăm niște criterii după ghidul de finanțare. Ca să putem depune proiectul, în afară de alte documente, ne solicită și o hotărâre de Consiliul Local, în care bucățelile astea de drumuri care sunt prinse în hotărârea de astăzi, o să vină lucrări de modernizare asupra lor când depunem proiectul. Întrucât în ghidul de finanțare solicită modelul respectiv de hotărâre, am propus hotărârea în concordanță cu ghidul de finanțare către aprobare către dumneavoastră. Aveți în fiecare poziție, porțiune de drum, cât exact cum ne-o solicită în ghidul de finanțare. Cu mențiunea. Sperăm la începutul anului viitor să stea la linia de finanțare să putem depune proiectul. Cu mențiunea. Am pierdut prima sesiune de depunere acestui proiect, 5 km de drumuri comunale locale. L-am pierdut în aprilie, mai anul trecut. Așa a fost și așa s-a dorit atunci, când îți dorea. Astăzi am fost alături, suntem împreună, vrem ceva pentru comună, vă mulțumesc. Dar și chiar sincer vă admir ce contează partidul, contează ceea ce vrem și ce avem în gura voi. Vom face 5 km asfaltat. Restul înseamnă decât procedură pe care noi o îndeplinim la timp atunci când trebuie. Dacă s-a închis sesiunea de depunere a proiectului la data de la ora de, nu mai putem depune nici cu un minut mai târziu acel proiect. Îl depunem în februarie și drumul spre Pașcu, drumul spre Păltinata, drumul în Dumbrava, Pătrășcani, vor fi făcute. Asta este important pentru comunitate și pentru dumneavoastră ca oameni. Este 1.000.000 de euro, o dată în viață. Astăzi avem decizia să votăm 1.000.000 de euro. Îi vom accesa cu certitudine. Ar trebui să ridice două mâini. Da, vă mulțumesc. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma redactată. Care n-au mult la poartă cu două mâini. Proiectul punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de buget local și stabilirea programului artistic desfășurat cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și anul nou. Aici tot la fel, vorba de o sumă, domnul primar. Prezintă domnul primar, experiența îmi spune, sunt 4 ani, dar 5 și le am, în care același lucru l-am făcut pe scenă, v-am invitat pe toți și menționez. Chiar țin să mulțumesc unora dintre consilieri, chiar că și am dreptul, cu 2-3 milioane, ca să mai sponsorizăm tradiții, obiceiuri. Și noi suntem o comunitate și avem ceva reprezentativ. Cum îți spus și la Dărmănești, acolo se sponsorizează 300 de milioane, 30 de mii, da? Noi
mergem pe sume minime, pe sume care le justificăm pe scenă, cu contract, cu semnături, cu bănuții. Vă rog și acest an, ca și anul trecut, să fiți alături de mine pe trata de 31, când primim cai, dobe, fian și toate altele. Nu vreau să cred că dintre dumneavoastră există cineva care nu iubește aceste tradiții și obiceiuri. N-aș vrea să cred că în seara de Crăciun sunt singur ca primar, rog sârba și brașoveanca aici. Vreau să fim alături de familiile noastre, de cei care s-au întors din străinătate de Crăciun și de Anul Nou, ca să se întâlnească într-un mediu propice, într-un mediu călduros, ca la român, ca la moldoveni. Vreau ca aici să ciocnim un pahar de vin cu toți cetățenii din comună, fiindcă așa suntem noi, suntem reprezentativi, suntem oameni cu inimă caldă, nu este o sumă imensă, sunt sume minore, 15.000 de lei. Deja sunt 3-4 formații de căișori. Formația de la Temelie, am înțeles că au 7-8 instrumentiști care costă cel mai mult. O formație care cu 7-8 licențe obține 120 de milioane, 12.000 de lei. Nu poți să vii să-i dai 100 de lei. Împreună cu dumneavoastră vom stabili, cu domnul contabil pe scenă, domnule, în funcție de câți instrumentiști, de ceea ce știu să reprezinte, ce reprezintă comuna, vom stabili și suma pe care o dăm. Avem formație care trei seri de Crăciun vin și vor prezenta un program artistic, plus seara de 1 ianuarie, până la, de la 9 seara până dimineața la ora 4 dimineața. Sunt 4 seri dintr-o dată cu formație, cu instrumentist, cu părinț vocal, cu tot ceea ce înseamnă. Și vă rog să fiți alături de mine. Asta tot ce am putut să spun și dumneavoastră luați decizia care este corectă și principială. Vă scrie la cuvânt, vă rog. Dacă sunt. Bine. Ce știu? Deci suma totală este de 15.000. Nu, vreau să vă spun că, într-adevăr, foarte bine că v-ați gândit la varianta asta. Și la mea, la Dumbrava, este formația lui Radu, care vine la Dumbrava. În Dumbrava am înțeles că sunt două formații. Cu multă plăcere, veniți și stabiliți. Problema este alta. Deci nu putem, deci este ca titlu informativ. Nu o luați ca atare. Deci o luați ca atare, ca titlu, nu ca o... Menționăm, deci sunt cinci formații, vă dau un exemplu. Pentru că toți au cam aceleași cheltuieli. Suma ar trebui împărțită în funcție de cum se face bugetul. Păi, cât ne hotărâm să dăm? În jur de 1 milion, 2, 3, nu contează. Să fie cam la fel. După aia apar discuții. Adică la aia de la o secundă. O secundă și am terminat. Vă contrazic. Nu zic că nu. O să apară după aia discuții, spun așa. Stai bă, că ăla de la TML are primarul ceva cu el. Ăla de la Dumbrava apare altceva. Deci, am spus ca ei cel mai bine după cât se... Am fost copil mic, mă duceam prin sat, fratele meu, capitanul la formație de... Și asta e adevărat. Unii valoare apropiată, corect. Asta trebuie ținim cont. Cu mențiunea următoare. Sincer vă spun, am foarte multă experiență în acel domeniu. De ce? De mic copil am fost un ian în capra cu două cai. Ca idee, nu pot da la o formație cu 6 instrumentiști aproximativ egală cu unul care are 12 instrumentiști. La 12 instrumentiști se negociază și acum n-au scăzut sub 18.000 de lei, 180 de milioane. Lumea nu mai primește de la vornicul până la, dau un exemplu, la contabil acasă sau nu mai primește nimeni. Da? Nu mai primește nimeni. Sunt una, să ai 8 cai și încă 2 mititei, copii infrarii, 10 căișori. M-ați înțeles, să înseamnă zofuri, pamlici, da? Plus repetiții pe aia care reprezintă comuna. Ca idee, vom fi imparțial, vom da cezarului ceal cezar. Am reprezentat, am fost cu formația de la Gura Văi. Sau că ne lua poză, vă spun că este un om sufletist, inimos. Și care, din dragoste, pentru această tradiție o face. Am fost la Comănești, la obiceiul tradiției Comănești,
au ieșit primii pe Moldova. A venit un chinez și a spus așa, la ce mai este? Și a spus felicitări pentru modul cum s-au prezentat. Nu te poți duce la un obicei, la un ăsta de obicei și tradiții pe Moldova, cu un jucător în cai, cu Adidas și cu, și cu pantaloni în bluci. Trebuie să te duci cu el cu pantaloni pe pantalon, trebuie să te duci cu el cu ghete și să te duci îmbrăcat cum trebuie, cu zofuri, cu pambe și cu tot. Asta înseamnă o cheltuială, asta nu înseamnă că ăla care vine și doar cântă ceva sau ură ceva, o să-i dau aceea sumă aproximativ egală cu celui care cheltuie 180 de milioane, da, 18 de milioane. Asta o facem împreună și chiar vă rog, pe mine să nici nu mă băgați în comisia care distribuie aceste sume. Vreau pe dumneavoastră să luați decizia și sunt sigur că veți lua aceeași decizie care am luat-o și eu de-a lungul timpului cu domnul contabil și cu domnul fost viceprimar. Împreună pe scenă era un contabil. Sigur că deci dacă vin la Dumbrava, au 6 instrumentiști. Bineînțeles, vom da o sumă. 1.500, 2.000 de lei. Ce scuze că am intervenit? Nu, a spus foarte corect, ați ridicat o problemă. În principiu, eu când am spus treaba asta, s-o luați ca atare, ca informații, iar după aia să stabilim așa, domnule, între 1 și 10 instrumentiști, dăm o taxă. Diferențe de atât, nu ăla-i dau... Între 5 și 15. Luați altul care are dublu instrumentiști, îi dau 3.000 de lei. Da, corect. Dar dumneavoastră o stabiliți, nu eu. Am vă rog să fiți alături de mine pe 31, să avem parte de frică. Da, dar ridic să avem un estimativ unde ne ducem atât de stânga cât și dreapta. Dar nu v-a spus că aici când vine la primărie, vor veni și ursul de la Slobozia, va veni și altcineva, vor veni și altă formație de cai, nu pot să refuz, da? Vom avea un colac pe care cu factură luăm de la o bucărie, da? Vom avea un par de suc. Țuica și cu asta o dă viceprimar, nu-i aia viceprimar, da? Pentru sub da. Nimeni. Mai e cineva, domnul care, mă aveți? Nu, mulțumesc. Nu, da. Mai, mai e cineva, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Poate vinim cu ursul, domnul. Deci, da. Te rog să mă pui la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la serviciul public de canalizare, da? La noi, la Gura Brăicul. Avem așa, vin directivele de la Bacău. Avem o treabă. Aici nu știu dacă avem. Aici am o mențiune. Vreau vă spun politicul politic. Noi suntem aici. Chiar vă rog să urmăriți ultima ședință a Adisului și a Adisului cu Cravul la un loc la centrul de afaceri Marcul la Cuvântul. Am fost al doilea primar la Cuvântul și am ridicat problema canalizării de la Gura Vrăi în Pătrăscare. Politic sau nepolitic, răspunsul a fost așa. Cam prin 2020 și am spus, până atunci eu sunt oale și ulțele. Vă nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Dacă vor, un voluntare frumoasă. Dacă nu, să știți că politicul spune cuvântul. Cu asta am spus tot, vă rog să luați decizia care trebuie. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine-i pentru? Mulțumim. Punctul numărul 8. Domnul primar, vă dăm prezentarea bugetului local, al comunei Gura Vrăi, domnul contabil. Consiliul județean Bacău, nu am votat mai de zi. Cât? Să mai tare, ca să auzăm și noi. 10.000 de lei. Mai tare, mai tare. De euro? 10.000 de lei, domnul tătar. Sincer? Probabil pentru cai, nu? Dar speram mai mult, dar... Domnul tătar, haideți să vă spun ceva ce dumneavoastră nu știți. Îmi pare rău. Eu, pentru partidul este zero. Pentru mine comun am dau viața acum. Pentru dumneavoastră, acum cereți, nu am trăit destul. Este inuman ca o comună cu 5.065 de locuitori să primească 10.000 de lei și este tot inuman ca o comună cu 2.200 sau 2.300 de locuitori să primească 170.000, uria 700. Dar politicul sunt primar PNL. Ce vin are cetățeanul din Gura Vrăi, că eu sunt primar PNL, vor stabili ce... Vă v-ați orientat de la început? Nu mă trec la PSD, scurs. Ei, am zis și eu, da. Îmi pare rău. 10.000 de lei la o comună, cum e Gura Vrăi?
greu încercată de necadă. Cum poți să dai? Utilizăm pentru plata. A dat la comună. 2300 de lucruri. 2000. Miliar s-a pierdut. Da, da, da. Nu vă mai spun. Da, da, da. Să registrează. Vini și vă spun. Da, da, da. PSD. Da, da. Consiliul de ce-a de ce? Și sunt primar PNL, ce vin are cetățeanul din gura voi și dumneavoastră. Noi vorbim și când o... A dat la o comună 5.000 de lei, primar PNL. De ce 5.000 de lei? De primar PNL, ce vin are cetățeanul corect, era așa. Care are buget excedentar. Coitul, Nicolae Concert, Părținele, Hemeiușu. Nu-i dau niciun bani, Onești, are 800 milioane de euro. Nu-i dau niciun bani, dar unde? Comuna gura voi. Comună defavorizată, inundată de atâtea ori, îi dau acolo 1.700.000 pentru prefație de drumuri, dic și astea, nu? N-au ținut cont decât atât, partidul e toate. Vă mulțumesc, trebuie să mai vorbim. Dimineața, bună seara! Domnul deputat, să pun la vot proiectul de hotărâre. Mulțumim! Să trecem la proiectul suplimentare cu curtea diplomatică. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință și însușirea raportului de valabu numărul 15.538/11 din noiembrie 2016, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de aducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 77 din 15.11.2013, împreună cu decizia 77 din 1.11. Prelungirea de termenului de realizare măsurilor dispuse. Emisie de curtea de conturi cu Camera de Conturi Bacău. Domnul primar prezint raportul. Dragilor, mei consilieri, sincer vă spun, asta e. Tot ce înseamnă curtea de conturi, asta e la gura voi. Sincer, crede sau nu, sunt mândru că sunt primarul comunei gura voi. Până acum era un teatru așa. Dosare penale, 450 de procese pe rol. Asta e curții de conturi, partea de constatare și decizie. 14 puncte. Succint și rapid, vi le reproduc. Punctul 1. Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situația financiară. În legătură cu drumul la Rotunda, din 2006-2007, n-am zis o treabă cu Alică Mihația și consilierii aia, refacere de lucrări, refacere pe prioritarea în circulația drumului de acces la Rotunda în plasament. Trebuia, datorită faptului, că la momentul când au venit DNA-ul, au stabilit un preț de 22 de miliarde, 230 de milioane, trebuia prins în provizioare. Că pierdem sau câștigăm, va stabili instanța. Vă reproduc motamor. Am adus procesul pe rol la Bacău, la curtea de apel. Am pierdut, am chemat în garanție. Nu-i devină Pascu, vă spun, este aici. N-am ce o treabă, când e devine nimic. N-am ce o vină. A luat decizia corectă. Țiganii trebuiau murat. Trebuia mutat undeva, vinea iarna, trebuia să-i facă un acoperiș deasupra capului. Dar numai că cei de la Consiliul de Țară, Prefectura, au decis să ia niște bani de la Fondul Solidaritate. Fondul Solidaritate dă acei bani, de la Uniunea Europeană, dă acei bani pentru readucerea la starea inițială a unor lucrări, al unor obiective care au fost declarate de atunci catastrofe naturale. Nu tremure, inundații, foc sau flotare. Banii aia trebuiau dați de Consiliul Județean, de Prefectură, pentru ca să facă acoperire deasupra capului la cei rot. Guvernul de scotărea nu mai puteau fi mutați pe maloate. Da? Ți-am dat o dată banii în 91, că s-a rubit. Trebuie să-i mutăm de acolo. Dar chiar fiind calea apelor. Au fost mutați la Rotunda, că drumul era la Onești, s-a dat hotărâre de Consiliul Local la Onești în 2008. Ne luptăm ca acei bani, și așa este corect, Benea, prefectul Berca, să plătească acei bani. Avem ultima cale de atac și scrie și cu toate lucruri. Așa, Consiliul Local al Comunei Gura Voie, deci respectivul proces verbal al DNA-ului a fost contestat de Consiliul Local al Comunei Gura Voie, eu l-am contestat, fiind în stadiu de recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție a României, secția contencioasă administrativ fiscal declarat de Consiliul Local pe 20 aprilie proces. Sper, merg eu cu avocat, la care vă rog să rețineți, incetează mandatul pe 31 decembrie. Este un om deosebit care a apărat instituția și de aia suntem aici unde suntem. Nu secretar. Da?
cu dânsa, merg împreună la înalta curte de casație și zice, voi pleda. Constituția nu are bani. Venea poate să vândă acolo, la Transilvania, nu are chiriat acolo, să vândă, să plătească acei bani. El a greșit. N-avea voie să plătească drumul la rotunda din alți bani, la Fondul Solidaritatea. Când a venit în Consiliul Local, le spunea Berca Bienea cu ăsta, ce voi nu vreți să accesați fonduri europene? Dar ei știau că au supervizat, lucrarea Consiliul Local, că au dat bani de unde nu trebuiau. Trebuia să dea din banii Consiliului, chiar să prefecturi, pentru situații de urgență. Nu din Fondul Solidaritatea al Uniunii Europene. Va fi greu să câștigăm. Sper ca la înalta curte de casație și justiție, judecătorii de acolo să fie imparțiali, să constate că nu Consiliul Local și primarul au fost de vină, ci cei care au supervizat, care și Consiliul Local au venit vreun bani, nu, bine, Consiliul de țeană, dar nu cășunea de bani. Când este drept, este drept, când este da? Sper să găsim înțelegere. De-aia acest lucru, primul punct. Al doilea, de evidențiere încasării venituri la bugetul local. Este vorba doar de tot 2007, nu, 2009-2011. Case la rotunda, chirii și concesiuni. O perioadă de timp, deși noi am făcut demersuri necesare, în 2012, august, septembrie, octombrie, am făcut notificări, am dat în instanță, dar în 2009 s-au încheiat acele contracte de concesiune. O perioadă de timp, de câteva luni, s-au periclit acele debite. Este o sumă de 72.000, vom vedea, eu zic că totuși ne-am făcut datoria, vom vedea, eu am contestat, vom merge în instanță. La punctul 2, la punctul 3, neaplicarea de execută pentru concesiuni. Ce înseamnă asta? Chiar dacă au concesiuni, au plătit deja între timp de când au venit curtea de conturi. Felul domnul Ciupota a avut concesiuni la primărie. Cei de la APEA nu i-au dat nici subvenția pe animale, nici pe teren. Au întârziat, nu-i vina omului. El pe data de 30 iunie deja a început cu penalități. Dar nu-i vina lui. Dar între timp a achitat debitul. Curtea de conturi a venit la data de a constatat că mai trebuie să recuperați 20.000 de lei. Între timp deja Macoveiul a achitat, Dobreau a achitat, mai sunt Greșucul a achitat, mai sunt 3.000 de lei de achitat. Ei au scris, trebuia să scrie, au găsit-o la momentul ăla, dar aveau termen până la finalul anului să achite. Mai e o sumă minoră care eu le dau răspuns, sunt obligat, ne duce la îndeplinire, înseamnă infracțiune și fac penal. Dar eu mă duce la îndeplinire necondiționat. La plată. Practic, am să trec subțin pe asta. Voi publica pe site al primării, sunt obligat. Fiecare dintre dumneavoastră, acum am deja 4 copii făcute, vă dau să-l citiți. Cu mențiunea, este pentru prima dată când primăria Gura, vă este locul ei, aici trebuie să fim noi. Nu avem nimic de ascuns, nu avem nimic de cazuri le putem recupera. Am să vă mai dau încă un exemplu. La timpul când au făcut, doamne, hai cu domnul Antochii, fiile țări la ușoară acolo, când au murit încă, au făcut reclamație lui Panță, lui Mârlan, că era și consilier și șofer pe basculant. Șofer pe basculant este în aparatul, doamne, și-a zis primar. Că vezi, doamne, ca șofer influența hotărârii Consiliului Local, ce putea să aprobe fostul șofer Vârlan, în favoarea lui. Ce s-a votat cumva salariul plus, s-a votat sume de bani, nu, este o chestie de interpretare a legii. Voi da curs, vom vedea, vom câștiga, va plăti, vom vedea. Este una dintre noi. Primesc de la, în decembrie, s-a dat o lege. Tuturor asistenților medicali, îi se dă un spor de 25%. Medical, mediator sanitar, da? Eu n-am vrut să le dau sporul doamna Manea, doamna Paulina și doamna Cioc, trei persoane din primărie. Este la, vă spun eu, la punctul 4 sau 6, acum vă citesc imediat. Trimit la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, hârtie, adică la Manea, și spune,
conform legii 165, articolul 5, este imperios necesar să acordați 25% sport pentru asteții medicali, mediatori sanitari și din primării, mențiune clar. Abia atunci le-am dat sporul și le-am dat tardiv față de alte primării cu 2 luni de zile, că n-am vrut să se vede. Da? Avizat de legalitate Hoburici, le dau spor. Vine putea de Hoburici. Ce nu este legal? Cum este legea? Este interpretativă. Ce înseamnă Ministerul Muncii, Protecției Sociale, în condițiile în care eu am hârtie clară, Maria Manea, Maria Ciocu, Paulina Pleșescu, beneficiază de sport de 25%, vom vedea ce va fi în instanță. Nu am luat în considerație penală. Poteți? Nu am luat în considerație penală. Nu. Cred că are și doar orientativ. Este problema curții de cort. Consider că au fost mai catolici decât papa. Trec acum, iar la punctul 7. Pe situații de urgență. Legea și codul ce spune specific, foarte clar. Un salariat care muncește ore suplimentare, nu în timpul acelor ore de 8 ore. Cum inspectorul de mediu. Este inspectorul de mediu. Dar dacă noaptea au luat foc casa lui Paulic în Botaș, la două noapte. Dacă îl trimit, domnule, vezi că mașina X deșată gunoaie. La el nu este, dar în timpul orilor de program, este suplimentar, pe bază de contrate. Imputația sumă, i-a dat un spor doar de 25%. Impută suma aia. Care, stimulentul care îl dai un om care îl folosește mai mult timp, vom vedea, în instanță trebuie să câștigăm. Parcă și acum văd, la punctul 11, doamna de la care vine la Curtea de Conturi. Contabile, iar e plătit de la monitorul oficial. Ce mi-e plătit? Concesiunea, plătire. Publicat la monitorul oficial. Site-ul primării și afișat în fața primării. Țipa din la, iar e plătit, iar e plătit. Când face la partea de decizie, spune, dar de ce n-am mai publicat și într-un ziar de circulație națională, în jurul de circulație locală. Deci, pe lângă faptul că vedeam 5 milioane la monitor oficial, acum, după ce prima dată mă certa că am cheltuit bani la monitor oficial, mă certa că se numai dat de 5 milioane la un ziar de circulație națională și locală, ca să împlinesc toate cele 5 proceduri. Monitor oficial, circulație națională, locală, site-ul primării și publicație. Deci, am făcut 3 proceduri și am spus că este suficient ca să fac bugetul local să-l vizumesc cum trebuie. Odată mă cert că am cheltuit mult domnul oficial, dar după aia mă cert de ce n-am mai publicat. Recomand doar să public în toate. Voi publica în toate. Asta e legea. Nu tocmeam. La școală. Când la școală au făcut un abonament, au făcut sub aspectul următor. Internet, telefon, fax și fiind un pachet complet. Telecom, bagă și post de televiziune, care era 2,60 lei pe lună, 200, da? Fiindcă așa e un pachet complet, dacă vrei să beneficiezi de reduceri. Le-au imputat la școală 210 lei. Au rezolvat, au dat cu ștalcă de la Ustorno, s-a rezolvat. Tot la școală, din 14, două refereau școală. Se refereau la școală, la activitatea școlii, care tot ordonatorul de credit semnează. Pentru profesor. Aici a fost o disfuncționalitate, o interpretare greșită a legii. Au luat bilete în aceea zi mai mult decât ar fi în fiecare zi, câte 20 de lei, 30 de lei. Vor da bani înapoi. E vorba de 4.600 lei, 4.600 lei. Vor da bani înapoi necondiționat. Dau decizie necondiționată. Beneficiază de reducere doar persoana care are mașină și permis. Deși eu, dacă am venit cu mine în mașină, și aia a venit gratuit. Așa este legea. Unei lege nu e tocmea. Pe linii de... Asta e pilatin. Mai am încă ultima de care vreau să vă informez. M-a spus, este un raport al Curții de Conturi, la care, sincer, vă spun, chiar am primit felicitări. Ultima informație care vreau să vă dau la punctul 14, în legătură cu Vasiliu. Este o diseară crasă a fostului secretar,
și cu tot regretul spun a fostului viceprimar, care el a fost clare și o ține pe poate dar plecată, a plătit el taxa de timp inițiat pentru Vasiliu. Era puiul domnului Antropir. Da, era puiuțul lui, era DPP-ul cu domnul Vasiliu, care câștigă prin neprezentarea instituției, în instanță, vom câștiga, sper să câștigăm în instanță și vom lămâi și această. Restul, ce vă pot spune, tuturor vă va parveni la oratoarea original și patru copii, tuturor va parveni raportul Curții de Conturi. Asta înseamnă un raport al Curții de Conturi cu tot cu partea de constatare și decizii. Și vă aduc raportul Curții de Conturi 2007, 2010, 2014, cam așa era. Citeam cam jumătate de zi. Asta e raportul Curții de Conturi, este decizia primită acum două zile. Pe site-ul primăriei vom publica, fiindcă este public, este obligația primarului, deci încolo vă rog să credeți că suntem oamenii puși acolo unde trebuie să fim și facem ceea ce este responsabil pentru că această comună să meargă bine, ca dumneavoastră, să nu plătiți bani de la bugetul familiei, să nu fim puși în postură, să fim trimiși în instanță, niciodată nu voi permite ca un consilier, ca un salariat din primărie să plătească bani pentru că este greșeala primarului sau a contabilului. Ne informăm, studiem legea și luăm deciziile corecte în funcție de oportunitate și de legislația în vigoare. Cam asta ar fi raportul Curții de Conturi. Dacă la acest... Dacă sunt întrebări, le accept cu multă plăcere. Vreți să prezinti și nouă? Da. Da, da. Da, da. Stați așa. Cu mențiunea. Le studiați? Le înapoiem? Nu, le păstrați. Da? Domnul Andreescu, trebuie să-i dați așa, dar... Da? Mai printre dicți, așa. Vă rog, domnul, față. Da, mai avem treabă. Care? Da, dacă nu mai sunt întrebări, supun la... Totul este transparent, totul este așa... Supun la proiectul de hotărâre, forma prezentată, nu mai citesc partea de hotărâre, vă că să ducem votul. Cine este pentru? Mulțumim frumos, trecem la al doilea punct de la Curtea de Conturi. Da, e... Am prezentat tot primul, supun la proiectul de hotărâre cum este. Cine este pentru? Mulțumim frumos. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Gunavăi a suprafeței de 1608 metri pătrați, teren curs construcției Travilan, școala generală cu clasele 1-8, sa Dubrava, Comuna Gunavăi, județul Bacău. Da. Aici este simplu. Am promis că vom face teren la Dubrava. Nici nu vreau să cred. Și dacă mor eu, dumneavoastră, nu trebuie acest vis sau această promisiune la îndeplinire. În momentul când s-a dat hotărârea de guvern, s-a dat pentru suprafață terenă. Eu măturau cu pasul, cu palma, cu pasul. Astăzi, cu GPS-ul, avem 1600 metri, care înseamnă de la centrală în sud, exact terenul de fotbal. Fostul teren. Sigur, este în plus. Este al nostru, nimeni nu-l revene. Și prin uzul capiune stăpânim acel teren. Doar ne trebuie o hotărâre de Consiliul Local pentru suprafață de 1608 metri, ca pe cel teren, în primăvară, din bugetul care aruncăm deja la începutul anului, vom face teren de sport la copiii la dumneavoastră. Cam asta ar fi, restul actelor sunt, avem de la oficiul de cadastru cu... Absolut. Deci schiță, metri, cu tot absolut, nimeni nu revedică acel teren, este al nostru, recunoscut cu vecin, cu votat, cu GPS, cu votat tot. E bun așa cum este acolo, okay. E bun așa cum... Exact, tot ce înseamnă curtea școlii, de la zidul școlii... El fizic e poziționat, nu era juri. Da. Hai să punem la vot. Da, deci să punem la vot. Să pun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc frumos. Următorul punct și ultimul, privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Asociației de Dezvoltare și Comunitară pentru Alimentare Bacău, să voteze completarea comisiei de evaluare pentru evaluarea procedurii de licitație, organizare, vederea atribuției.
contract de legare a gestiunii serviciului de operare a instalației, instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Aici am o rugăminte eu. Fraților, delegați-mă tot timpul. Dar asta și pe ce? N-a să găsesc un om mai frumos. M-am picat eu la adis, tot primarii m-au acoperat. Asta așa. Nu se poate să fac profit la omul rest. Nu se poate. Vin la primărie, nu i-am ce scriu fără gunoi. Și-mi dă factură, îmi trimite la un preț o factură de 3.600.000. Bă, dacă ți-am scris fără gunoi, tu nu trebuie să oblici salariatul din primărie să umple container, ca tu să ai un metru cu ter, ca tu să faci profit. Da, așa. Nu este corect. A rămas înțeles, domnul Brașovean, președintele Consiliului de Țeană, că toți primarii, la solicitarea primarului Valentin Mihalcea și a viceprimarului de la Moineș și a primarului de la Gioșeni, să ne întâlnim cu firma Rompres, să renegociem contractul. Ei au estimat o cantitate de gunoi. Dar eu nu pot bate cetățeanul din gura. Vrei să scoată gunoi cât vrei tu, ca tu să-ți faci profit. Te adaptezi cu mașini, cu personal, în funcție de ceea ce noi, că practic și directiva Uniunii Europene este ca noi să diminuăm cantitatea de gunoi. Nu este ca eu să fac neapărat cantitatea aia, ca tu ți-ai preconizat-o ca să scoți profit pe linie de câte persoane ai angajate, de câte mașini ai luat la Uniunea Europeană. Ei când s-a făcut contract, mă scuzați că intervin. În momentul când s-a făcut contract, s-a făcut pe o estimare. Dar sigur că da. Cantități. Un provizorat. Haideți să vă spun și eu un caz. Deci, acum o săptămână, când a venit containerul din zonă la mine acolo, nu avea nimic în el. Am tot bani așa plecat. Și l-am întrebat acolo, bă, dar era un... O să vă dăm un faraș de gunoi. Bă, dar trebuia să faci manevrul ca să nu încarci pe ăla pentru faptul că i-am spus, uite, la da, nu, dar ce pentru un faraș de gunoi? Pentru că un faraș de gunoi tu ai venit până aici și ai să spui mâinii pe mine că nu ți-l facturează primarul. Pe ăla și aia, întrebați, și o să vedeți că... Păi, domnule, dar știi, băi, dacă ai venit... Păi, tot dacă tot vor să facă profit. Tot, asta nu. Vă mai spun eu, ne putem lucra noi, dumneavoastră, de noi, de poliția locală, de inspectorul tehnic, putem lucra ca să civilizăm. Oricum, sincer, vă spun, sunt pași importanți pentru imaginea comună. Eu zic că la ora actuală, cum arată bine? Am trimis permanent oameni la școală socială. Vreau să vă spun că acum 3 zile veneam din oraș la ora 9, jumătate seara. Ați văzut cum arunc acum? Nu? De la ora era o căruță și cum acum vrei. N-am văzut să vă spun eu. Nu spun numele, l-am urmărit, l-am înregistrat și vreau să nu mai văd dacă vreți cu asta. Au oprit la fotul bine acolo. Aici au surp mereu de lucru. Am văzut de scoace acolo. Eu am urcat în spate lui. Era agățat cu o căruță după el, nu spun nume, nu spun nimic. Îl știți bine, nu știți iar bine. Eu l-am înregistrat. Și am stat în urma lui, zic, ce faci? Am oprit mașina efectiv în urma lui, ca de aici până în urmă. Am văzut că opresc, a plecat mai departe. Bine, eu am stat ușor așa după el, apoi l-a dat pe drumul la motoce și am oprit în panta. După ce am trecut de acolo, sunt toți înapoi. Va pe un drum. Dar sunt apoi astăzi, le-am văzut, le-am pus exact lângă pod. Nu mai dacă asta am văzut că... Haideți să vă spun o chestie. Dacă nu mai avem nimic și trecem la punctul de vedere, să facem ceva. Spune și gata. O secundă. Chiar dacă puteți de bună voința dumneavoastră, aici prin mijlocul de informare, prin pliant, prin știu eu până la urma urme și modul cum la ședințe, la orice adunări care noi le facem pe cetățeni, se rugăm să se alinieze la o anumită disciplină din punct de vedere al colectării și reciclării gunoaie. Este vorba de noi ca oameni. Este bine, va trebui să mergem până la educație ca la copii de clasa 1. Nu se poate. Ca societate comercială, când e vorba să dea cu noi pe societate, nu dă nimic luni, iar marți îmi scoți, la Luțica este vorba, da? Îmi scoți gunoi. Reprezentând, poți, așa, nu ți-l luat. Sau nu se poate, ca în toți, că o fost un viceprimar, că îl vedeți dumneavoastră, ca să dă la dratul ei, PSD-ul dumneavoastră. Nu are niciun contract de reciclare cu noi și cu colectare cu noi. Aici amenda trebuie să o aplicăm. Da? Da? Bine. Ca să vedeți cam cum se învârte, da? Dar sunt persoane care îl plătesc cu noi, la zi l-au plătit. Te-ai luat scoate cu noi la poartă și atunci totul e din comerie. Deci ce să-i mai? Bun, sunt bun la poate pentru că nu sunt cu noi. Socol la vot proiectul de hotărâre, mulțumesc frumos, trecem la punctul divers. De unde începem pe partea aia? Domnul Pașcu, la divers. Sărbători fericitii! Așa, alo, domnul Pașcu, stați o leacă, chiar așa de
Mâine vă invit la bazin, la Vâitoare, să recepționăm. A fost o cerere expresie a tuturor consilieri din mandatul trecut. Au făcut mâine, merg cu distinția șantier contabil, să mă ajut din aer, să luăm în pâine. Vă invit să faceți parte din comisie, vă trec în comisia de recepție a bazinului, captare, izvor natural, Vâitoare. Da, vă frumos! Până în ora 9. Ne auzim când plecați de aici ca să... Da. Corect. Asta e una, vă mulțumim de urări. Alte constatări, alte discuții. Următor. Următor. Mă rugăm din capta la Cosica lui Bilibor. Vreau lampa acolo, de la biserică până la punctul de transformare. Salutant Ileana lui Bilibor. Notează și... De la biserică catolică până la punctul de transformare la... Nu o punem anul. Ca o constatare. Ca să știți, să ai venit atât, în restul. Cu certitudine veți primi o balanță, un bilanț la final de an, zero facturi de achitat final anului evaluabil. Veți primi un balanț, o balanță și un bilanț cu un excedent bugetar, cu un fond de rulment în care vom aloca niște bani pentru proiecte anul viitor. Diferențe că mic cultural și cu acordul dumneavoastră reținem. Cu acordul dumneavoastră, DIC-ul până la comă. Este făcut în proporție de 80%. Avem votări de Consiliul Local, vom aloca sumele. Va fi unul dintre cele mai importante proiecte. Vă pot informa cu certitudine, indiferent ce se întâmplă pe lumea asta, indiferent cine învârte politicul, vreau ca imediat anul următor să continuăm aval de pot, unde la Burghelea și aici la Panțărul, la Tinei, se merge pe o cărare. Vreau să implementez prin axa 5 post mediu, DIC, obiectul 11, regularizare troturi, curitești, din Mespala. Necondiționat. Vă mai rog ca mâine, la ora 15, care dintre dumneavoastră aveți bunăvoința să participați, să vă deschide ofertele? Sunt 20 de societăți, ca să nu mai spun Andreescu pe Facebook și toți mincinoși, că noi nu știm și m-am dus la Ministerul Dezvoltării și am venit cum m-am dus, am avut bou și am venit vacă. Mâine se deschid ofertele pentru alimentare cu apă. Avem finanțare, 27 de miliarde, 500, primim banii săptămâna asta, când nu mâine, cel târziu, săptămâna viitoare, pentru proiectare, studii topo-geo, e vorba de 190.000, am pus actele la Ministerul Dezvoltării, da? Iar deschiderea ofertelor înseamnă deja oportunitatea de a încheia contract cu firma care a câștigat, să vedeți buzul excavator respect umbrava. Procedura pentru alimentare cu apă va fi următoarea. Pleacă buldul excavator de aici, de la bazinul nostru la Pătrășcani, face bazinul de la Sârboaie, acolo la temelia sus, pe deal, la care este dumneavoastră, la noastră mai jos, 400 de metri. De acolo pleacă imediat traseul de aducțiune, tot mai sus, la antene, facem dumbrava capăt. Acolo e strict și imperios necesar. Dacă am văzut oameni cu butoaie de 200 de litri, plânge inima închisă. Aici, da? Da? Da. Mâine, la ora 15, vă invit cu multă plăcere să vă spun sincer. Nici nu o să vă vină să credeți câte notificări și solicitări de informații am primit. La toate le-am răspuns perfect, este implicat și am acum. Este foarte bine că se va urma, nu poate nimeni să aibă o suspiciune. Nu-i cum spuneți că pe Facebook, că dacă așa trebuie să fie România, așa trebuie să fim noi. Vă aștept cu mult drag mâine la ora 15. Domnului, eu am fost nevoit să fac gardul beton, ca să rămâne treaba în curte, da? Și restul persoanelor care sunt de la mine în corul, eu le-am făcut și alta și altul, eu cu lopata mea am pus persoane, să rămâne treaba în curte, da? Ieri au fost nevoiți să facă și ei, să prelungească. Să analizeze. Am făcut scandal. Păi asta vine primăria. Da. Primăria că vine. Nu răspunse. Nu vine primăria. Ori facă șanțe ei, fiecare persoană.
din ăsta taluzat așa. Eu nu pot să fac lucrul ăsta. Da, aici... Dacă eu mi-l fac, mi-l prelungesc eu, omul sare în cap, îmi dă cu lopata în cap, mi-e treaba în curte. Eu trebuie să mi-l fac neapărat când am amit în curte. Da. Și el mi-a zis că, băi, că noi ce căutam în fața porții mie. 99% da? Aveți dreptate, domnule. Păi, dumneavoastră a zis, eu fac de la... din cum de la... Dacă te chiți în colo, azi le face șansă, da? Da. Le face șansă. Am făcut. De la tehnică, Gogonia, o secundă. Același play s-a făcut și pentru Gura Vrei și pentru Satul Corp. Eu sunt din comuna Ștefa cel Mare, da? Același play s-a băgat și pentru Satul Ștefa cel Mare și pentru Corpul. Domnul Marian, îmi cer scuze. Și îmi pare rău că îmi pare rău că nu vă pot spune că la poarta dumneavoastră ați vorbit, da? Asta tot ți-a spus să solicitați. Bun, îmi pare rău că nu vă pot da informații. Vă rog frumos. S-a făcut stradă, s-a făcut șantă, s-a valuzat, s-a făcut frumos. S-a tras apă. La noi, în luna Gura Vrei, acum suntem în Gura Vrei. Înseamnă că e bine la Gura Vrei de la Corp, nu, dacă am mutat aici, înseamnă că e bine la Gura Vrei de la Corp. Domnul Marian, am să vă spun ceva. La poarta dumneavoastră... Eu, practic, n-am ce discutat cu dumneavoastră. Eu discut cu domnul Nicu Scurtean, nu cu soacra dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți aici, era un pic venit cu fluta. Ca să vă spun sincer, la poarta dumneavoastră, eu v-am făcut podestul, eu v-am făcut acolo cu țeavă, eu am să fac un șans care va merge spre Petrică Gogonia. Domnul Ciubotaru, care este consilierul. Eu am tot deschis să fac eu cu nu vă pot promite că eu asfaltez. Deci, să vă spuneți că-s mincinos, asfalt se va face pe șoseaua principală spre pas. La dumneavoastră niciodată asfalt, îmi pare rău. Poate dumneavoastră... Haideți să trecem. Am răspăt. Următorul, adiverse. Domnul Grigore, că ați fost plecat când am trecut. Adiverse. S-a uitat pe piele. Domnul Tarmai. Domnul Tăică. Dea Vasele, mâinile la voitoare. Până așa fac la poarta mea, dar tu că pe la Pașcu, nu pe la poarta mea. Păi, ce firmă, ce te-am luat pe eu fost tractoarele astea care au arată aici? Șerban. Așa pe care se poate rău, nu știu. Nu m-a întrebat pe mine, n-ai nicio treabă. Nu-i treabă pe mine. Da, dar a intrat în concesiuni. Nicio treabă n-are cu primărie. Dacă a fost locul bun, a spart-o. Dar tot fie frumos, spune un rezultat. Cine vrea face contract? Nu, cine nu. N-am nicio treabă cu primărie. Da, vine, o să vină și nu are treabă. Domnul Ciubotaru. Domnul Ciubotaru îl poate și el. N-are treabă. Nu o plătesc. Domnul Ciubotaru, alo. Deoasele. Băi, ești n-ai treabă. Da. Aveți vreo reclamație, aveți pământ, faceți reclamații. Avem, avem. Toți durar dispoziție, nu-i treabă. Dar nu, că nu, două probleme. Eu sunt cu arat, dacă rămâne arat, e bun așa. Mâine dimineață, deci la comisia de legere. Beneficiați de arătură gratuit. Da, gratuit, nicio problemă. Dacă ați reținut, nu treaba primăriei, am vorbit eu, i-am primit. Primăriei, am vorbit cu ei, cum am așa. Dar, mă, tate, două probleme. Molea. E și unii avasă de mâine comisă la... Da, că... Dimineața, da? Dar ce vreau să vă întreb? Domnul primar, domnul Vici, sunt două probleme. Bine, Iana, bine, mi-ați promis. Da? Ați mai promis mi-ați ceva, dar am dus cu drumul. Spune și am promis și eu. Așa, una la mână, ați promis că faceți drumul pe la Poiana Mărlo. De aia din bar nu ați făcut. O secundă, nu mai contează, mult Iana. Nu, mă lăsați. Al doilea, haideți să facem traversarea aia acolo la Chiria. O să vină iarna acolo, să vină ploile și iară să umpli fântâna aia cu apa acolo. A doua, au venit băieții ăștia acum, au reparat niște lămpi acolo, este lampa de ultimă, lampă din stare acolo, când s-a prins cum se strânge. Problema este un contact, merg să umbli la ea. Și la Ienache acolo, la Pachița, cum îi zicem noi, a spus o lampă, foarte bine, care copiii mănânci eu. Dar este la următorul strâmb, sunt două lămpi acolo, domnul Alunga. O secundă, lăsați-mă să te aminti, după aceea ne-ați dat răspunsul. Sunt două lămpi, dar mutați-o, domnule, cu un strâmb mai la valic și la doare copii și acolo stă nici caz, nu stă nimic. Deci mutați-o cu un strâmb. Unde sunt două lămpi? La Pachița, la Tichea lui Pachița și la fostul Vasile Andrei, la bunicul lui... Așa, la vremea la tine. Nu, 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 la eu la mine. Deci s-o mute la... Costa Gheau Lazar la poartă, mă, că... Da, aia de la Vasile Andrei, noi l-am pusă de... Ba da, pare rău, a fost pus de când era domnul Pașcu. Domnul, ascultați ce vă spun eu. Vă spun, nu știi, domnule.
Mută-l, scurt, mută-l la un stăp. La Costache am făcut și cum stăm mai încolo, pentru că schimburăm, ai două obiecturi și aprindem unul, altul schimburăm. Sunt 100 de metri numai în jur. Doamne, nu iau deschidere de mamă, sunat de el după ce a făcut repede. Scurt, mulțumesc lampa de la unul la alta, vă sun... Dați-mi telefonul când vin băieții, domn Brave, ies înaintea lor și le arăt ce este vorba și nu ce vă zic. Sincer, cu drumul, știu că l-am promis, mi s-a stricat mult de scavatorama. Nu, a zis că abia azi l-am reparat. Bani de la pășuni, așa zic. Da, cu mențiunea următoare. Eu la acolo, la drumul ăla, trebuia să aprob ca să dau de la pășuni, trebuie făcut și poți în locat. Este o procedură. Am îndeplinit procedura cumva, am supus consiliul local, o trebuie consiliul local, ca dumneavoastră să-mi alocați de bani, nu pot da niciun bani. Asta e după bani. Dar tu faci și pe partea aia, de pe cauta. Cu mențiunea următoare. Ce vă rog? A spus că toate proiectele hotărâri sunt făcute bine. Vă rog frumos. Proiect de hotărâri. Domnul Calin, eu solicit, da, alocarea unei dar sume. Dar nu numele consilierului. Cu mențiunea următoare. Sunt primul care eu aprob și facem lucrare. Da, domnul Calin? Deci cu chiria cu traversare. Vă dau răspuns. Eu, ca să fac traversarea acolo, îmi trebuie să niște trimuncă. Altă soluție nu există, da. Dar alea le aduc de la termo. De am 27 de, de triunghiuri numărate. Trebuie să le duc. Trebuie să am vreme favorabilă, simplu, să nu rămân acolo. Să nu rămân acolo. Eu trebuie să le iau, le încarc, le duc acolo, să le pun în aceea zi că nu pot bloca. Am făcut suficiente lucruri și voi face și pe asta. Vă promit și nu e promisiune de sarcini. O face lucrurile de scurtă. Nu vă promit până pe data de 10-12 ianuarie. Că da, urmă, eu nu mă joc. Eu vreau să joc și caia. Vreau să mă duc cu capra, cu ursul și cu colin, da? Deci este păcat pentru că tot ați făcut din reține, șapa e rezolvată cu drumul. Vă rog doar atât. Prima parte am următor. Prinde un buget. Milor, nu trebuie să sume mari. Facem o estimare, acte măsurătoare, facem procedura legală cu ofertă, băgăm autogrede, punem balast tot cu rigole, cu rigole și șanturi, fără rigole și șanturi și un pic de balast, nu facem nimic. Ne râde lumea. Facem un mic proiectel, hotărâre de consiliu local, alocăm suma și vă fac. Cu lămpile rezolvată la chiria. Chiar cred, cu toată convingerea, către Crăciun și anul nou, eu îmi permis să mă risc, mă duc cu buldoz și cu asta să aduc triunghiuri acolo. Da? Și dumneavoastră urmăriți-mă dacă mă țin de cuvânt. Cam asta ar fi. Dar vă rog mult, aveți și telefon. O să mă ningă. Da. Acum. Acum depinde cine se roagă să ningă. Fiind sfârșit de an. Eu am pe dumneavoastră. Mai sunt, mai sunt, mai sunt. Hai, hai să mai vedeți și de an. Eu încep. În față. Următoare, părți. Dacă mai sunt. La căminul. Hai, că avem treabă. Soarta seara, ce seara? Aceeași poveste. Soarta la lampa seara. Dacă ați sesizat că nu cumpărat merge, încetișor, dar bine. Azi au turnat plata. Da, la capitolul final de an, am plăcerea deosebită, ca împreună cu domnul Ungureanu, ca așa, ca atmosferă, ca un simt. Se vin un pahar de...